Mai multe societăți comerciale și instituții publice din județ au fost sancționate de către pompierii hunedoreni specializați în prevenirea și stingerea incendiilor. Specialiștii din cadrul ISU Hunedoara au efectuat pe parcursul lunii ianuarie peste 20 de controle și au aplicat în urma acestora amenzi de aproape 260.000 de lei pentru nereguli depistate. Pe parcursul lunii ianuarie, specialiștii Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Hunedoara au desfășurat 21 de activități de informare și educație preventivă la operatori economici și instituții publice din județ. Cu ocazia acestor vizite s-a discutat despre modul de comportare ce trebuie adoptat în timpul unor situații de urgență, cât și despre riscurile iminente generate de nerespectarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor. În urma controalelor însă au fost descoperite și deficiențe. De asemenea, în această lună, colegii noștri au efectuat 21 de controle, în urma cărora au fost identificate 132 de deficiențe, 39 dintre acestea fiind soluționate în timpul inspecțiilor. În consecință, au fost aplicate 129 de sancțiuni contravenționale astfel, 102 avertismente și 27 de amenzi contravenționale în cuantum de 259.500 de lei. Totodată, pe parcursul controalelor s-au acordat 61 de asistențe tehnice de specialitate, dintre care 19 pe segmentul de avizare-autorizare și 42 pentru prevenirea incendiilor. Activitatea de avizare-autorizare s-a concretizat prin rezolvarea a 56 de solicitări pentru emiterea avizului și autorizației de securitate la incendiu, ori avize de acces pe drumurile publice. Inspectorii ISU Hunedoara vor continua aceste activități de control și informare preventivă, întrucât, spun aceștia, sigur siguranța cetățenilor și prevenirea situațiilor de urgență reprezintă principalele obiective ale instituției.